Valentin Samfira, pe care îl veți vedea în scurtă vreme, este un om căruia viața i-a arătat aceleași lucruri pe care mi le-a arătat și mie și mamei tatălui meu. Poveștile noastre au ceva în comun, aceeași sare, același piper. Undeva în viața noastră, a bunicii mele din partea tatălui, a mea și a lui, s-a strecurat ceva minunat la care noi ținem în mod anume și mi se pare nouă, se numește adopție. Copiii adoptați sunt copii adorați, vă spuneam, și vom încerca să vă demonstrăm asta din nou cu Valentin Samfira. Bine v-am găsit! Bine ai venit, dragul meu, și îți mulțumesc foarte mult! Onoare pentru mine să fiu, să vă văd așa față în față. Vă iubesc de foarte mult timp și sunt onorat să fiu astă seară să vorbim lucruri frumoase despre viață. Puțin zici frumoase despre viață, puțin zici frumoase. Știu, în ciuda faptului că nu părea că știu, în momentul în care am făcut prezentarea ta, că nu ești copilul adoptat, dar fratele tău este. Și o să-ți povestesc de ce noi avem multe în comun, în afară de lucrurile evidente. Să spun povestea noastră acum. Calar, mama, la mulți ani. M-am gândit la tine. La mulți ani, să fii sănătos. Un băiat minunat. O să spun la un moment dat, când mă vei întreba, povestea bunicii mele, care a pățit, la modul frumos, zic, pățit, ceva ce tu o să-mi povestești întâi. Deci tu ești interpret de muzică populară. Da, sunt interpret de muzică populară, la profesionist, de la vârsta de 18 ani, la ansamblu Doina Gorjului din Târgu Jiu. Felicitări! Mulțumesc frumos! Sunt singurul din familia mea care cântă, mama a mai cântat în tinerețe. Și ce să spun, îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat harul ăsta pe care pot să-l împart cu toată lumea. Am atâtea lucruri pe care vreau să le știu de la tine și nu o să mă las până când nu o să le aflu. Întâi știu că ești cel mai mic dintre frați, corect? Așa este, sunt mezinul, da. Și așa, ca să vă spun un secret din prima, mama, având deja doi băieți, a zis, gata, pe ăsta-l opresc, că fată-i. Mă ajută și pe mine în casă, la țară, bineînțeles, în gospodărie, și bineînțeles că ai ieșit tot băiat. Bineînțeles că ai ieșit, tot băiat, nu bineînțeles. Că sunt atâtea telespectatoare care în momentul ăsta vor băiat sau fată și noi, dacă zicem bineînțeles că invers, le demoralizăm, dragă. Haideți să vă povestim câte ceva. Vă spuneam că Valentin este mezinul, cel mai mare dintre frați este Adrian, urmat de Valentin. Valentin s-a născut undeva la data de 29 decembrie 1989 și mama lui, auzind la televizor de Valentin celebrul, i s-a părut numele foarte interesant, e adevărat? A avut o sarcină nu tocmai ușoară și așa îmi povestește dumneai că atunci a venit asistenta, trebuie să ne spuneți numele copilului. Și auzind frecvent la radio și la televiziune doar numele de Valentin, zice, Valentin o să-l cheme. Și mai cum? Atât. Valentin și atât. Povestea lui Adrian, fratele cel mare, este una care mie îmi vorbește mult și pe care aș vrea să o aud dacă pot. Povestea începe cam așa. Părinții mei, care s-au căsătorit foarte devreme, mama avea undeva la 15-16 ani, tata 19. Povestea începe de fapt cu ani mai în urmă, când bunica, mama mamei mele, a descoperit că are cancer și a vrut să mărite fata ca să o apuce măritată, să o vadă la casa ei. Da. Pe ea a durut tot tare lucrul ăsta, pentru că vrea să învețe, vrea să fie profesoară. Totdeauna îi plăcea rolul ăsta. Cred că și în casă acum, dumneai, e așa ca o profesoară pentru noi, pentru că nu e ușor să ții trei flăcăi. Clar. S-au căsătorit. Dumnezeu atunci nu le-a dat copii. 10 ani s-au chinuit. Au făcut tratamente, cred că în toată țara, în orice colț, dacă auzeau, acolo mergeau. Doctorii le spuneau, o să fie bine, trebuie să faceți tratament. În schimb, tratamentul era foarte dureros. Doamnele care, mai ales pe vremea aceea, imaginează, da. Așa îmi povestea dumneavoastră, că era foarte dureros și la un moment dat și-au pierdut speranța. Da. Și s-au gândit că viața nu are rost pe pământ fără copii. Ceea ce întăresc și eu ideea astăzi și mă gândesc la fel, că oricât ai avea pe lumea asta și cât de mare ai fi în ceea ce faci, dacă nu e un copil lângă tine,
nu ai nimic pe lume. Și atunci s-au hotărât să înfieze. Pentru că aflaseră de la o asistentă medicală că undeva există o femeie care ar vrea să renunțe la copil. Da, așa într-un fel așa. Avea o prietenă de familie care pe vremea aceea, cred că și acum, lucra la o maternitate din Craiova. Și a spus, în momentul în care eu găsesc un copil sănătos, pentru că sunt foarte multe mame care își nasc copiii în spital și îi lasă, o să te anunț. Și i-a dat telefon, erau telefoanele fixe atunci, și zice, vino la Craiova, că o femeie și-a lăsat copilul, are doar 2 săptămâni jumătate, aproape 3. Și așa s-a întâmplat să vină în familia noastră Nelu Adrian, un cât o lingură, așa spune mama, era la 3 săptămâni. Pe mama naturală n-a cunoscut-o decât pentru câteva momente, în momentul în care a semnat. De atunci n-a mai văzut-o. Și apoi am venit noi pe lume, dar... Cred că a fost determinată chestia asta. Dacă n-ar fi apărut el, probabil ce-ar fi fost? Trebuie să vă povestesc un lucru care mie mi s-a părut uluitor și nimic în lumea asta nu se întâmplă, nimic, niciodată, fără un scop. Da. De acolo, de sus, da. E o soartă. Da. Imediat după ce mama l-a adus acasă pe fratele meu Adrian, într-una din nopți a visat un înger cu aripi mari care s-a aplicat la picioarele ei și a desfăcut un nod mare de o funie, cum se spune la noi la țară, da. o ață groasă. Da. I-a desfăcut acea și a început să meargă. Și mama spune că acel înger i-a desfăcut de fapt nenorocul. Da, nu putea de face, a nu copii. Da, face da, copii. Da. Deci după ce a adoptat un copil, a mai avut 2. A mai făcut 2. La 2 ani și apoi pe mine, ultimul, Mezinu. Și ce să vă spun, mai târziu șocul a fost mare pentru noi când am aflat. Pentru că... Asta vreau să te întreb. Știu că el a aflat undeva în clasa a 9-a, era el. Da. Noi suntem dintr-o comună gorjană. Dănciuleștiul este o comună din Gorj, dar este la interferență cu Dolju și Vâlcea. Ca oraș Craiova, de noi este mult mai aproape. Da. Și poate că faptul că mama atunci nu a putut să-și continue studiile și a dorit din suflet ca copiii dumneei să meargă să-și facă măcar un liceu. La țară posibilitățile nu sunt chiar deosebite. Nici nu, ce mă doare foarte tare, că nici nu sunt cei care să vină să-i îndrume, să-i învețe ce trebuie să facă. Și atunci el a plecat la liceu la Craiova. În clasa a 9-a, niște rude de-ale noastre, prieteni de familie foarte apropiați, care aveau acces în casa noastră oricând, au sustras acest act de adopție. Incredibil. Și l-au dus în mână. Vă dați seama ce șoc. Câtă răceală, câtă... Cum trebuie să fii structurat să-i spui unui copil adoptat în felul ăsta. Vă dați seama că a fost... Dar ce au câștigat spunând nu așa? Nu știu. Lasă părinții să spună ei când simt ei copilul adoptat că asta e situația. Că unii spun mai devreme, alții mai târziu. Corect. Și poate nu era cazul. Poate nu era cazul. Nu era cazul, atât timp cât mama lui nu l-a căutat niciodată. Și mama adevărată, adică mama care mama l-a naturală. Crescut. Nu, eu zic mama adevărată, cei care l-a cele cea care a crescut care e mama adevărată. E mama adevărată și n-a făcut niciodată deosebirea între cei 3 copii. De ce trebuie să fie? De ce trebuia să știe? Din contră, întotdeauna el a fost ocrotit. Acum, trecând timpul și mi-am dat seama de ce era așa, întotdeauna mama ne spunea dacă mai greșea. S-a ținut în pace sau locrotea mai mult. Și vă dați seama ce șoc a fost pentru un copil de 15-16 ani în clasa noua. Cam atât are un copil în clasa noua. Singur, într-un oraș mare, la început de liceu, cu emoții, să afle că el este un copil adoptat și că părinții lui, cei care da, biologici, pe care a deschis ochii, nu sunt cei de acasă. A fost un șoc pentru el, a fost un șoc pentru noi, pentru, mai ales pentru mine, că eu eram mai mic și înțelegeam foarte puțin. Adică nu mai e fratele meu de azi sau ce? Cam așa s-a întâmplat. Da, cred. Ca și cum după 16 ani de zile mi s-a vine furat cineva și ți-a certitudine. Da. Deși practic nu se schimbă nimic. Nu s-a schimbat nimic, dar atunci în momentul ăla, un an de zile, s-au schimbat lucrurile. Clar. Pentru că el, într-adevăr, a mers să-și caute mama cu un coleg de clasă, a găsit-o, putea să aibă familie, putea să aibă copii, putea să aibă un soț. Nu a avut pe nimeni și a venit acasă și a început acest tâmbălău, a fost ca o mormântare la noi în casă. Vai de cap! A fost o durere... Deci stai puțin, Adrian s-a dus să-și caute mama biologică, a găsit-o.
era singură. Era singură. Și a avut de ales între mama naturală și mama adevărată. E așa? Nu a ales neapărat. Și-a dorit să o cunoască. Și a zis, dacă toți sunt la liceu aici și dumneavoastră are apartament, o să stau aici. Asta e alegere. S-o cunosc. A fost alegerea lui, să o cunoască. Și nu știu cât poate a fost și influențat, dar a fost alegerea lui, de care părinții mei nu au fost contra. L-au lăsat să facă cum simte, l-au încurajat, au mers acolo, i-au mobilat, i-au dus tot ce-i trebuie. În continuare, susținerea financiară și de acasă, cum duce tot țăranul un pui la oraș, tot ce trebuia, el avea asigurat. Numai că după nici un an de zile și-a dat seama că trăiește lângă un om care nu e obișnuit să aibă copii, că ea nu putea să fie mamă. Dar tu îți dai seama ce trebuie să fi fost în sufletul și mintea părinților voștri? Ce luptă trebuie să se fi dat să dai copilului adoptat? Ții minte că mama plângea mereu. Vai de capul meu. Și s-a afundat în muncă. Pentru că așa cum ne spune, așa cum ne spune mereu și în fiecare, în fiecare zi ne spune, cea mai mare durere a unei mame e să își vadă copiii că se ceartă. Niciodată n-a acceptat lucrul ăsta. Am luat și bătaie când eram mici, dacă ne certam între noi. Și ne-a spus, niciodată voi să nu vă îndepărtați de fratele vostru, da, pentru că datorită lui Dumnezeu v-a dat, da, pe voi. Pe voi. Povestea noastră pe scurt, cam are o morală. Fiecare mamă care adoptă ar trebui să capete ritmul ei de a spune copilului care e situația. Fiimea se întorcea de la biserică și i s-a spus, deși slavă Domnului știa, să o iubești pe mama ta că te-a adoptat. Ce a câștigat doamna care a spus asta? La ce i-a folosit? Cu ce a pus capul mai ușor pe pernă? Și ca să înțelegi că mama ta tare frumos vă spune vouă că dacă nu era el, poate nu era nici, nu erați nici voi, bunica mea, mama tatălui meu, mi-a povestit că într-o zi venea, mergea între sate cu căruța și s-a părut cumva că în față era o căruță care încetinește, se dă jos o femeie din ea și pune lângă șanț un pachet. Și a avut senzația că pachetul ăla nu e un pachet, ci un copil. A mărit, nu putea să aibă copii bunica mea. Avea 40 și ceva, de 40 de ani avea. S-a oprit, într-adevăr, pachetul era un copil. Se retrăgeau cu bulgarii cumva. Povestea ei mi este destul de confuză minte, dar imaginile sunt foarte clare. A luat copilul la sân și a plecat cu el. Într-un an a rămas însărcinată și l-a avut pe tata. Doi frați care s-au ocrotit unul pe celălalt. Tatăl meu a avut în unchiul meu un sprijin extraordinar. Unchiul meu acum e la cele veșnice și ne primește. Și i-ar plăcea să audă unchiului meu faptul că tu, Valentin, când te-ai prins tu că poți să câștigi niște bănuți și că te descurci singur, i-ai cedat casa părintească fratelui tău. Da, pentru că, așa cum v-am spus, am emoții, îmi cer scuze. Soarta nu le-a fost ușoară. Când pleci de jos, așa e foarte greu să răzbești în viață. Mie mi-a dat Dumnezeu acest har. Și dacă acum câțiva ani aveam nicio speranță la viață, de o vreme bună publicul, acest public minunat care încă mai ascultă muzică populară, m-a făcut ceea ce sunt eu astăzi. Le mulțumesc din suflet și mai ales gorjenilor mei, pentru că acolo e prima scenă pe care am călcat. Și am zis, dacă Dumnezeu mie mi-a dat ca să câștig banul mai ușor, atunci eu pot să-mi clădesc oricând de jos o casă. Și ei oricum sunt în străinătate, s-au și stabilit acolo, era o fetiță, Alessia. Ce frumos! Și am zis, ei oricând, este casa lor, pentru că mie mi-a dat Dumnezeu glas și pot să muncesc să iau de jos. Și dacă în viață voi putea, deocamdată sunt încă la început, cu tot dragul o să le întind o mână, pentru că cel mai sfânt pe lume e să ai o familie frumoasă. Părinții mei au 43 de ani de căsnicie. Mult înainte. Și oricât de bine ți-ar fi oriunde, nicăieri nu-i ca acasă la tine. Și acolo când ne adunăm toți în jurul mesei și mama ne frige puiul acela întreg, numai dumneai știe,
Un lucru minunat. Îți mulțumesc mult pentru tot ce ai făcut pentru noi în seara asta, pentru mine în mod special. Eu vă mulțumesc. În capul meu, pomenirea unui om nu se face cu oale, ci cu vorbe. Și mi-am amintit cu dragoste și de bunica mea și de unchiul meu. Și îți mulțumesc, Valentin. Te las să cânti. Te-ai aruncat la altul-n brață și-ai spus că-ți faci o nouă viață. Acum vezi că nu-ți e bine și vrei să te întorci la mine. Te-ai aruncat la altul-n brață și-ai spus că-ți faci o nouă viață. Acum vezi că nu-ți e bine și vrei să te întorci la mine. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi. Vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi. Vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău. Mi-ai călcat inima în picioare, dar cel mai rău știi ce mă doare? Că azi și mă răscolești și-mi spui că încă mă iubești. Mi-ai călcat inima în picioare, dar cel mai rău știi ce mă doare? Că azi și mă răscolești și-mi spui că încă mă iubești. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi. Vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi. Vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău. Mi-au curs lacrimi și s-au uscat, că te-am iubit cu adevărat. Dar azi mă bucur că ai plecat și văd că nu m-ai meritat. Mi-au curs lacrimi și s-au uscat, că te-am iubit cu adevărat. Dar azi mă bucur că ai plecat și văd că nu m-ai meritat. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi. Vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi. Vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău.